Bună dimineața tuturor, vă salutăm la prima oră. Astăzi e joi, 13 mai și a venit momentul să prindem ursul pe drum. Bună dimineața, Adrian Ursu. Bună dimineața. Salut. Parcă sunt reporterul vostru și acum am intrat în direct. Deci suntem pe traseul, nu suntem pe traseul Pelenia Drochia, suntem pe traseul Ialoveni-Chișinău. Așa. Pe lângă localitatea Băcioiș. Adică tot pe acasă trage? Da. Aici avem o porțiune de drum unde am putea merge un pic mai repede, dar totuși e regulamentar. Am înțeles. Cât mai multe opririle mici și dese... cheia marilor succese. Este o vorbă. Adrian, mai întâi de toate, noi suntem de-a dreptul surprinși că nu ești totuși la Pelinia, pentru că despre Pelinia o să fie vorba în această dimineață. Am fost la Pelinia deja, am cântat acolo, am avut ocazia să cunosc oamenii de acolo, am filmat videoclip acolo și toate datorită unui băiat care locuiește la 7000 de kilometri de Moldova. Așa. Dar vine destul de des, e vorba de Gheorghe Țurcanu, un băiat pe care l-am cunoscut tot în cadrul concertelor din Statele Unite. Așa. Și care ține nu doar la părinți și casa părintească, dar la localitatea lui foarte mult. Ai, deci, ce frumos! Scurt, el în localitate le-a spus tinerilor, dacă o să învățați limba engleză, celor din clasa 10-11, dacă învățați bine limba engleză, o să lucrați de la distanță în compania mea din Statele Unite. Dar ce poți să lucrezi la distanță dacă nu ești programator? Încă o dată? Ce anume, ce șanse, ce carieră le oferă tinerilor de clasa 10? Când faci un call center, tu ai nevoie de oameni vorbitori de engleză și respectiv în compania lui. Ce bravo e domnul Țurcanu. La fel ca și mulți alții moldoveni de succes din Statele Unite, are o companie de trucuri și are... Și e bravo, dar ține foarte mult la localitatea lui. Impresionant. Și a zis să facem ceva frumos. Pe tine ce te impresionează la Pelinia și ai ținut neapărat să filmezi? Eu dintotdeauna știam că este unul dintre cele mai mari sate din Republica Moldova, sate mari, bogate, și chiar la filmări m-am convins că este un sat de oameni talentați, că n-a fost nevoie să aduc deloc dansatori din Chișinău, că așa planificam pentru început. Au fost dansatori din ansambluri de dansuri și de muzică, ansambluri etnofolclorice, toate din localitate. Pelinița, Usuiocu, Balada, Senioritele și încă, deci, foarte multe ansambluri, de la copii până la vârstnici, care aveau toți costume populare și toți în continuare fac muzică și păstrează tradițiile noastre. Și acum, la final, hai să dedicăm această melodie cui? 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 Eu o dedic în primul rând tuturor celor care au o legătură cu această localitate, dar și pentru toți oamenii care iubesc sârbile noastre cu foc. Eu până la pandemie nu aveam nicio sârbă în repertoriu, le cântam cu drag la evenimente, dar nu aveam ale mele. Acum, la mulți ani, cu drag vă spun, zi scripcar și acum vine și sârba de la Pelinia, alături de orchestra, alături de colegii mei și mulțumesc și lui Sandu Focșa pentru orchestrație și lui Corneliu Panainte pentru studioul și înregistrări bune și lui Oleg Butnaru, cu Ina Butnaru, care au realizat videoclip. Iată așa. Adriane, te îmbrățișăm, îți mulțumim foarte mult, să ai drum bun în continuare.